La PC Garage, pentru orice combinație de procesor, placă de bază și placă video, în valoare de peste 1500 de lei, primești un SSD cadou. Află mai multe pe pcgarage.ro. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Crysis 1 Remastered, oameni buni. Vreau să vă mulțumesc pentru susținerea acordată și la episodul anterior. Chiar mă gândeam acum dacă vă place jocul ăsta sau nu. Și bă, că vă place destul de tare și mă bucur tare, tare mult de treaba asta. Așa că continuați cu ceea ce faceți și anume da și voi un like acolo și ar fi super drăguț. Și dacă nu vă deranjează, asta e doar așa ca o chestie extra opțională. Dacă veți da și voi un follow pe Instagram, Bobo Spider TG pe Instagram mă găsiți. Și dacă vezi dați un follow acolo, ar fi super, super drăguț. Dar hai să revenim la treburile noastre importante și anume Crysis. Come on, Nomad. The road to the excavation site is through these caves. Let's move out. Ce te pus așa jos, man? Păi, sunt aici, haide. The hostage was CIA. You knew, didn't you? I'd have told you earlier if I thought it made a difference. The CIA have been tracking Rosenthal for years. What do they want with an archaeologist? His team discovered evidence of advanced technologies that predate man. We need to know... Hello? Voiam să-mi pun o lanternă, dar bine, presupun că... presupun că nu mai contează acum. De, pe scurt, cred că voia să ne zică faptul că ne-a ascuns un secret în legătură cu tipa pe care am găsit-o, că aparent era un agent CIA, ceea ce cam are o gravitate în toată situația asta, pentru că cumva noi credeam că sunt simpli oameni de știință, dar aparent sunt și agenți CIA, deci înseamnă că sunt implicate mai multe chestii aici. Și aparent erau puși acolo ca să îl apere pe tipul ăsta, Rosenfeld sau ceva genul ăsta, dar cred că săracul nu prea mai trăiește, dacă e să mă întrebați de mine. Iar acum rămâne de văzut totul, să vedem unde îl găsim pe băiatul ăsta. Așa, le mai dau schimb la loading screen-urile astea pentru că se blochează nu și durează ceva. I still can't reach JSOC on the secure channel. Must be another jammer. We need to find it and take it out. Cumva pare că casca e separată de corp față de cum e în poze. O să vede bătrâneța jocului pe caracterul ăsta. The sooner we are off this rock, the better. Uh-oh. Shit! Prophet! God damn it, Prophet! L-a luat și pe ăsta. What the hell? Prophet, you read me? Come in, Prophet. Hai să schimbăm asta. Damn it. Okay, vin, gata. Nomad, this is Major Strickland at Opcom. We just lost your squad leader. Suit readings and location signal are negative. What the hell's going on down there? Prophet is MIA. I repeat, Prophet is MIA. I've got two men down and something just grabbed Prophet. It dragged him into the jungle. Shush. He's gone. We're gonna pull you out of there, son. Sit tight and I'll get a bird down there to you ASAP. Negative, sir. I can still complete. I've got intel on Rosenthal's location. He's been held at an excavation site somewhere near a Korean military base. I'm going after him. It's your call, son. But our GPS system's being jammed. We can provide no tactical support at this time. If you can locate and disable the jammer, I'll run a satellite scan of the area and see if we can locate that excavation site. Copy, Major. Much appreciated. Oh, ăla cred că e jammerul de care vorbește. Yeah, ăla e. Okay, trebuie să vedem cum ajungem acolo fără să ne rupem prea tare creierii. Oh, ce-i asta? Era shotgun. Stai așa. Oh, trebuie să schimb prin 500 de arme. Uh-oh. Look, you see the nu mai contează de acum. Dacă am luat la checkpoint. N-aș vrea că nu te poți pune după nimic, ai știi, să te poți ascunde mai ok. Las cu minte. Mir că mă văd ăștia de dată ce... ce mă ascund după chestii, dar să zicem. Yeah. Găsiți-i. Mamă, nu mai am gloanțe mai deloc. Chestia e așa. Nu vreau să ne trezim cu surprize. Ue, ăștia cred că o să mă vadă. Ăla intră în gard. Ăștia vin prea pe după mine. Energy critical.
Jesus. I'll find him. Okay, acum am nevoie de ammo. Find him. Oh, prostia asta abia dă damage. Ia, ai pierdut numai unul. Mai vine cineva? Fire unde, boy? Mamă, băiatule meu. Ce e aici cu ăștia? Shotgun ammo full, dar cât are muniția, bă, un shotgun? 5 gloanțe? Ce să stea? Mă, că dacă e ceva item pe care poți să le iei, dar nu-i nimica. Ce-a fost asta? Cum de băiatul meu știa unde sunt? Stai puțin cam aiurea. Da, sistemul de stealth și de detecție în jocul ăsta mi se pare puțin cam scuffed. Ia, să dau vina pe faptul că jocul e vechi, dar altceva nu mai am ce să zic, mi se pare puțin cam aiurea totuși. Engaged. Ok, să oprim jammer-ul ăsta. Good job, Nomad. Ok, nimeni nu e aici, bun. Satellite recon indicates a North Korean compound close to the river. Transmitting the coordinates now. We'll scan the area for excavation site. Oh shit. Grenade launcher. Salt scope sau reflex sight. Cred că reflex sight e ok. Ok, unde trebuie să ajung? Ok, PA base. Îmi pare că acolo sunt o grămadă de papagali de ăștia. Zice use. Îmi pus să-mi fac de mâncare. Gen, ok, hai să gătim. Perfect. Am gătit pepene fiert, boys, let's go. Facem compot din el sau ceva nebunie. Se pare puțin aiurea totuși cum e asta așa. Ok, trebuie să ne dau puncte bonus. Trebuie să dau puncte bonus Crysis-ului 1. Pentru că are efectiv mecanica asta de a lua orice prostie de pe jos. Se pare că în 2 și 3 nu puteai să iei chiar orice chestie de pe jos. De-aia mi se pare foarte funny treaba asta și trebuie să-l dau puncte bonus pe asta. Ținem că când ne apropiem de o bază, sunt 100% sigur că ok, zbroaște aici. Broaștele pot zbura. Oh my god, l-am luat pe Pepe! Aurei Pepe. Pipi the frog! Zboară Pepe! Oh, yeah. E încă viu. Ăla juca și Pepe. Aparent spunea ceva că de pe F5 salvezi. Aparent jocul ăsta nu merge. Deci trebuie să fiu atent când dă jocul ăsta semnalul de hei, vezi că ți-am salvat jocul. Să fiu sigur că nu mă trezesc să dau leave din joc fix când mi-a salvat și pe aia e nașpa. Așa că da. Oare e alt drum? Pare să fie vreun alt drum. Bă, dar nu pare a fi un... Au, checkpoint reach, ok. Că așa zice jocul. Atunci așa să fie. Aiute-i. Al naibii, al șaptelea simț ăsta, vere. Mamă, de-aia au ditai range-ul, dacă mă întrebi pe mine. Nomad, you're closing in on the North Korean compound. We're planning an assault on the island. Ah. Any intel you can gather would be a great help. Okay. It's heavily fortified, so look for a quiet way in. G.
Jesus. N-aș mai că ăștia urază până de acolo până aici, dacă mi se pare puțin ridicol, dacă mă întreb pe mine. Dar bine, ce drept că așa funcționează un sniper, dacă să o luăm așa. L-am cocoșat pe ăla. Oh, fuck. Dude, ăla nu mai vrea să moară. Ce satisfăcătorii cum îi lovește în cap și se duc ăștia în spate ca nebunii. Deci măcar știi că ai lovit ținta cum trebuie. Trebuie să sări podul când am trecut peste el. Ok, aia trag în gol. Tot încerc să înțeleg cum de mă văd ăștia. Mă jur, clocul practic nici ar trebui să mai existe, e foarte useless, vă că. Te văd băieții mei instant, despre ce discutăm. Nu știu de unde trage sniperul ăla totuși. Aia zic. O, zbune și astea, dacă tot le avem. Hai să schimbăm totuși de pe asta. Oh, submachine gun. Parcă aș merge mai mult până SMG. Dacă băieții mei au SMG-uri, de ce nu? Nu mă pârlitul ăsta de trage în hală ăsta. A, lol. Gata, boss, n-are ce să te mai detecteze dacă nu mai ai nimeni în viață care să detecteze. Adică despre ce discutăm aici? Nu? Ok, nu pot deschide ușa. Ai, cineva după ușă. Îmi place totuși că poți să editezi armele în timp ce ești pe fugă. Uite, ăsta n-a murit. Nu mai murim, mă, drace. Acu i-a crăpat cap. Nu murise el repede, că era mai rezistent de felul lui, am înțeles, bine. Nu știu ce tot iau tot ce apuc, dar să zicem. Nice ammo. Got it, Nomad. Nice work. Looks like the enemy forces are concentrated around that mountain. This will help us plan our line of attack. We also have the location of the excavation site. You should see the coordinates on your PDA right about now. PDA? I suggest you take a vehicle and stick to the road. Ah, okay. Păi vehicule erau pe aici parcă oricum. Deci, stai să vedem, uite ăla de acolo. A, nu cred că se va supăra nimeni dacă luăm. Du, dar ce scoate atâtea broaște? Băi, unde trebuie să ajung? Și cum ajunge acolo? Păi n-ai niciun drum, eu nu înțeleg de ce mi-ar cere ăsta să mă duc pe aici, dar să zicem. Oare pe aici, așa? Da, merge cât putem cu vehiculul, așa e. Welcome to the rice fields, motherfuckers. Aia zic. Faceți loc. Let's stick to the roads.
Bă, merge sub apă, merge. Cât timp funcționează, nu e prostesc. Așa că să nu vă aud. Și am mașină de aici. Trage băiatul meu cu sniperul de acolo. Uleu! Stai! Te sun sui pe acolo. Nu mă vede. Nu mă vede. Ok, măcar acum funcționează prostia asta. Oh, îmi rupe urechea dreaptă pe elicopterul ăla, sincer. Shit. Săraca mașina, au snipat-o mașina asta. Oh, mă jur că nu găsesc nicăieri unde să mă ascund, să pot să stau până mi se regenerează energia. Ok, trebuie să fentez sniperul ăla totuși. Nice! Engaged. L-am sterilizat bine pe băiatul ăla. S-a părut că am auzit ceva în stânga mea. Oh. What the fuck? Engaged. Energie? Engaged. Păi că n-a ajuns ăsta lângă mine. Ce am dreptate, era cineva lângă mine, iute-l. Strickland, I'm approaching the excavation site. Jesus. Copy, Nomad. Infiltrate the research dome and get Rosenthal out of there. I'll scramble a VTOL to pull you out. Da, boss. Infiltrare. Nu știu. O, dar s-a... Tu, inamici, jocul ăsta e nebun. Trag în orice pare suspect. Oh my god! Ok. Ușurel. Fuck. Oh my god, hai că s-o grămadă. Ajung după o cutie sau ceva. Stai, așa. Holy. Na, dacă vrei să o facem așa, o facem așa atunci. Ce open fire, bă! Ai, acolo ăla. I'll find
Oh fuck. We lost him. Bă, dă bine asta. Oprește-le lanterna aia că nu trebuie. Tu, de ce toată lumea are shotgun? Eu nu înțeleg. Push, Bobby! Uite, l-ai blocat acolo. Nu mai e blocat. L-am rezolvat noi. Shit, aici e blocat. Aici m-au blocat ei pe mine. Al naibii chestii. Și nu cred că poți să upgradezi chestia asta încât să nu-ți iei așa mult detection, să te vadă băieți așa repede. Nu știu dacă și în 2 sau 3 puteai să upgradezi parcă pe costumul. Bă, da, cum intri aici? Gen... Aaaa, pe aici intri. L-am rezolvat. Tu trage acolo, că e bine. Bă, da, toată lumea are shotgun mai aici. Spun că aici. Ammo. Mai este ăsta aici supărat, dar nu-l văd. Gata. Nu mai e supărat acum. L-am aranjat. Ok. Nu mai. Uh-oh. General Chong, listen to me. I'm picking up some very strange readings. We need to know what we're dealing with here before we go on. I'm tired of these delays. Chong. Any of the other forces. I know what happened in the hidden cushion. That was different. The other samples, the Afghan artifacts, the Siberian, they were all fragments. This is the first intact specimen we've ever found. We have to proceed with caution. There is no time, Doctor. The Americans are already on the island. I'm not concerned with your diplomatic maneuverings, General. You should be. Your Pentagon will militarize this project. Do you really think they will allow you the same latitude we have? Huh. I understand. I just need a little more time. My scan is almost complete. This temple is our only concern. I'm not interested in your fossil, Doctor. Not just a fossil. A fossilized carbon-based machine. A machine that predates man by 2 million years. That doesn't matter now. This temple is the source temple. Of... Good God, man, we don't even know what that thing is. If you open it, there's no telling what could happen. Hold on. The first images are coming through. What the? That can't be. There's something moving. But that's impossible. My God! Chong, you have to stop what you're doing. It's too dangerous. You have okay. No idea what's inside. Dad, what's wrong? Helena, you have to stop him. You have to get out of there now! They're still alive! Who's alive? What are you talking about? The fossil! It's still alive! It's... Oh, God! Dad, we're picking up a microwave burst transmission from your area. What did you do? Get out of there now! What's up? Who are you? U.S. Special Forces. We need to get out of here. Thank God! Kyung has my team, my daughter! Up at the mine in the mountains. Întrebarea mai bună ce face fică ta aici. I think we made a terrible mistake. What have I done? Ne-am dus. Nu?
Wait, what the fuck? Alo? Whoa! Hellman, we're picking up a massive energy spike from the center of the island. What in the hell just happened out there, son? Rosenthal's dead. His discovery just turned this whole place into an ice cube. They found another relic up in the mountains, a bigger one. Ah, acqui è morto. Your bird's on its way, son. We identified a safe LZ a few clicks down the river. You better grab yourself a boat and head down there. I'm seeing heavy reinforcements headed your way. All ass, kid. It's gonna get rough out there. Yep. Night vision. Dude, noaptea e atât de clară în jocul ăsta încât nici nu-ți trebuie night vision. Chiorăz mai tare de la night vision-ul ăsta. Bă, dacă aveam RTX, atunci poate discutam despre night vision. Oh, cât de departe. Bă, o chestie aș putea să fac să bag turbo până acolo, numai să văd prin Dumnezeu ieșim. Invisible! Mă, bă, băieți. Încălzim motoarele și dăm turbo, fii atent. Nano speed. Alo? Hai că nu mă ajunge ăla. O, aici clar sunt unii. Well, a zis să găsesc o barcă, aia e o barcă. Așa că mă duc să-mi o însușesc. Gata, frate. Fă acest loc. Despre ce vorbim? Uh-oh. Hai că... Da. Funcționează și asta. Bă, băiatule, stai că trage cineva după mine. Mamă, dar sigur țintesc eu așa. Hai că țintesc așa dacă e. Checkpoint, e bine. Faceți loc! Aoleu! Hai că merge, e ca pe Fortnite. O faci să meargă până la urmă. Ok, I'm out. Am dus. Hai că merge și așa. Aparent jocul ăsta e destul de open world și te lasă să ajungi acolo cu mai tu chef. Nu ești obligat să iei o anumită chestie până acolo. Asta e bine. Hai că nu m-a văzut. Nomad, we got the hostage out safely. And your army friends heading back into the field. Any news on the rest of the research team? Makes sense. Massive KPA buildup in that area. Whatever they're hiding up there, they sure don't want us getting close. Boy, ăla trage cu elicopterul după mine. What do you mean?
Fuck yes! M-am dus. Cer să văd dacă, dacă stai prin apă și te, te ratează băieții ăștia așa, nu se plictisești și ei. Ia stai, tu! Nu sunt aici. Fă-te că nu mă vezi și dispai. Aș trebui să mă întorc să-i trag o grenadă, două. Ce zici, mă? Ce zici, mă, băiatul, cu elicopterul tot cu tot? Cât mai am, bă? Aoleu, mai am mult. Dacă trebuie să aștept să mi se încarce energia ca să sprintez ca, ca un adevărat bărbaș ce sunt prin apă. Îmi place că eu alerg atât de repede acum prin apă încât cred că merg pe ea, la ce Dumnezeu, nici nu mai nu asta, bine, ce de etapa nici nu e așa foarte mare aici. Fuck it, hai să profităm dacă nu e apa mare aici. Poate mă transform n-ai bine sirena aici. De etapă. Încă unul, bă, nu mai am energie să bat un al doilea. Zic și eu. Bă, măcar ar nimerit o singură chestie, sunt multe broaște pe aici. Mamă, de aș putea să mă... A, pot. Încă puțin. Nu pot. Firea. Firea, sunt prea gras să sar, îmi pare rău. De fapt, oricum... stai că m-am atinge ceva. Băi, nu m-am uitat că sunt amici aici, așa că... Da, nu era de meu. Ei bine, am ajuns unde trebuie sau... pa? Bă, băiatul, avioane peste tot. Repeat, LZ is hot. You can't land until that area is secure. Nomad, clear him out. I'm on it, Vulture. Bă, cine? A, să mă duc încolo, cred că să curăț pe tot sau ce, că nu mă prind. Ce? Oh! What the fuck? Mi-a dat două lovituri și n-am știut ce se întâmplă cu viața mea. Spart? Isaac? Strickland, you copy? I think these guys have nanosuits. Da! Be damned! They aren't supposed to have that technology yet! If it's any consolation, they look like cheap knockoffs. Maximum armor. Nu-i văd, man, că stau invizibil! Mă ocup în pana mea. Că-i znaș parau ăștia. Vulture, this is Nomad. Area seems clear. Copy, Nomad. Stand by. I'm bringing her down. My God, dude. Bă, asta nu e ok, că așa dau așa de mult damage. Full-scale assault. Air recon is underway and we're assembling troops offshore. Once you meet up with our boys, we'll be dropping you right in the thick of it. Hope you're ready for war, son. Aie? Dă-și mie niște upgrade-uri de ceva, în pana mea, asta e teroare. Am vrut de
10 ori deja aici, pentru că nu știam cu cine am de face. Mor cam repede, nu știu, mi se pare că ți-o iei imediat două lovituri și aia ai fost. Și înțeleg să aibă invizibilitate și să reziste mai mult, dar nici să-ți dea două bucăți după cap și gata. Pare puțin cam prea OP. Sup, guys? Hey, el e Prophet? Welcome aboard, sir. Ah, nu, e Psycho. All right, Nomad. Living up to your name, I see. You heard about Prophet. I'm actually gonna miss the bastard. Oh, well. You believe this mess? Looks like Jester wasn't so crazy after all. Amen to that. Well, shit. I-a luat pe toți, bă, băiatule, bă. Oh, dar a fost super greu pentru că v-am zis, era beznă și nu înțelegeam ce vine. Vine ceva satană neagră și nu vedeam ce pe acolo. Ok, hai să vedem ce ne așteaptă aici, boys. Ce nebunie se presupune să fie. So, this is the famous nano suit we keep hearing about. Man, I gotta get me one of those. Yeah, like Uncle Sam's gonna spend millions to protect your scrawny ass, Johnson. Hell, you won't be mouthing off when I've got my super suit. I'll go ninja on your ass. Now that I'd like to see. Okay, guys, we're entering a combat zone. A lot of Sam activity down there. I'm gonna circle around and fire countermeasures before we land. KPA's rumbling. The bastards are blowing this ridge to smithereens. Keep your head down or you'll lose it. But why the hell are we landing here? It's either shells or Sam's. Shells tend to miss me. This is as far as I go, gentlemen. The harbor's still too hot. Good luck out there. Okay. Damn, I wish I had one of those suits now. Ah! Corman, get the engine on board. I want this VTOL to hear that. Jesus. Follow me, sir. Ok, o să vin imediat. Rămâne bun, noi o să primim aici cu acest video din Crysis, dacă zic că continuăm sau ce. Ca asta ar fi tot, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!